A revenit cu trupa Protect după 15 ani de pauză, dar și cu un videoclip de muzică populară. Sunt curioasă să văd ce a făcut Angelina Corjan împreună cu orchestra fraților Advahu. Bună seara, Angelina! Bună seara, Rodica! Nu poți alege între muzica ușoară și muzica populară. Piesa voastră, cea cu formația Protect, a făcut furore acum 15 ani? Cineva m-a întrebat, nu te regăsești, Angelina? Ba cu Protect, ba cu muzica populară, cu muzica ușoară? Nu, eu nu mă regăsesc, deci mi-e place toate genurile, și muzica populară și muzica ușoară. Deci e greu să alegi. Păi îmi plac toate. Data trecută ne-ai mintit piesa Întoarce-te la mine. Da, a fost hitul anului 2001. Colegii mei și-au mintit cum trăiau cu această piesă și emoții pozitive. Scriau mesaje folosind cuvintele din piesă iubiților lor. Hai să vedem acum cum ți-a reușit videoclipul. Cu mare drag. Sate strămoșești mari și văd chipuri bătrânești mari. Sunt cu fețele brăzdate și suflete îndurerate. Sunt cu fețele brăzdate și suflete îndurerate. Lângă poartă stă măicuța și așteaptă. Așteaptă cu dor și jale să apară o umbră în cale. Așteaptă cu dor și jale să apară o cel rotat mai stă tăicuța gândurat mai trece încă o vară, nimeni nu vine să-i vadă. Mai trece încă o vară, nimeni nu vine să-i vadă. Nu uitați, copii, să ne vadă domni mai, au jertfit cu al lor somn mai, au muncit și zi și noapte, doar ca să avem de toate. Au muncit și zi și noapte, doar ca să Angelina, ești originară din satul Donici? Nu, sunt originară din satul Donici, sunt din Chișinău, m-am născut, dar mi-a plăcut foarte mult acest sat pentru că este foarte frumos, în primul rând cu oameni frumoși și pentru că este satul de baștină al lui Alexandru Donici. Da, am înțeles că ai fost înainte de asta, ai ales și personajele potrivite. Am ales și personaje, mi-a plăcut foarte mult, am mers la o doamnă care m-a ajutat să aleg anume personajele și totuși nu am apelat la actori profesioniști, după cum vedeți. Am vrut să redau
totuși privirile cele naturale, adevărate. Deci urmează sincere. Să mergi la Donici și să prezinți acest videoclip, oamenii să-și vadă casele, pentru că ai filmat foarte frumos. Mulțumesc. Și piesa este emoționantă, e adevărat, mai emoționant, recunosc. Sunt, știa, ce mă miră pe mine, tu ești originară din Chișinău, de regulă tinerii născuți în orașele mari nu prea iubesc muzica populară, nu sunt atât de legați de tradiții, poate dacă la școală, nu știu, au mers la niște, au făcut muzică populară sau... Știi, muzica populară întotdeauna m-a impresionat și m-a urmărit practic toată viața, pentru că mie îmi place și ascult de fiecare dată horele rare, sârbele, sigur. Mama mi-a cântat întotdeauna de mic cântece populare și uite că s-a implantat undeva în sufletul meu și de asta nu pot să trec așa cu vederea să nu cânt muzică populară. Și totuși ideea a fost că noi, de fapt, suntem preocupați de cariere, să facem cât mai mulți bani, să avem mai multe activități. Dar uităm un singur lucru. Părinții noștri ne așteaptă. Pentru că o să vină timpul când o să sunăm părinții și nu o să mai găsim. Sau o să apelăm la ei, dar nu o să aibă cine să ne ajute. Sau o să plece copiii noștri de lângă noi. Sigur. La fel. Sigur, într-adevăr. Tu mi-ai zis că ești căsătorită. Căsătorită, da, nu am copii. Nu ai copii. Da, așa, deci ne dorim foarte copii. Mult, dar sper că Bunul Dumnezeu ne va bucura cu această, cu această frumusețe. Acum am înțeles de ce nu poți face tu această alegere între muzică populară și muzica ușoară. Cu muzica ușoară, cu șlagăre, cucerești o anumită categorie public. De public? Tineri, îndrăgostiți. Știi că și muzica populară ascultă tinerii. Pentru că undeva te cizelează, te așează așa cu picioarele pe pământ, te face mai sentimental, mai sufletist. Da, îți amintește de unde venim cu toții. Sigur, sigur. Angelina, mă bucur pentru tine, videoclipul chiar mai emoționat, recunosc. Mulțumim. Și este primul tău videoclip de muzică? Nu, este al doilea videoclip, dar este prima mea piesă populară de așa. Asta. Eu îți doresc un succes mult în acest an și să mai realizezi tot ce simți că poți să faci foarte bine. Mulțumim din suflet. Te mai aștept la noi aici, da. Noi luăm o pauză de publicitate.